Lucrările de amenajare a lacului Curiacul au fost reluate. Acestea au fost sistate din cauza unui proiectil găsit în timpul drenării apei. S-a rezolvat această problemă prin scanarea suprafeței cu niște raze X, cu o aparatură deosebită, și după ce am văzut unde există niște deșeuri metalice, să zicem, sau urme metalice în pământ, proiectantul a schimbat soluția, deci nu vom mai înfige stâlpi de beton în acele zone pentru a putea să avem un pericol potențial, ci se plantează niște suprafețe betonate care nu mai intră în adâncime și nu mai creează un pericol de explozie. O altă problemă care a pus dificultăți echipei care se ocupa de amenajarea lacului o reprezenta stuful, care umpluse toată suprafața apei. Spre deosebire de alte lacuri, în acest lac vine toată canalizarea pluvială a cartierului Câmpinița și cartierului Mușcel mai ales. Deci asta înseamnă că toate aluviunile, toate resturile de pământ, nisip și așa mai departe, cu substanțe organice și cu altele, chiar dacă nu e canalizare menajeră, e pluvială, vin în lacul Curiacul și dezvoltă vegetația acvatică foarte mult. În perioada de sistare a lucrării s-a găsit și o soluție pentru curățarea lacului de stuf. Este o instalație foarte interesantă, prezentă pe lacul Curiacul, o instalație unică în țară, așa cum am înțeles de la societatea pe care am angajat-o, sau angajat-o constructorul nostru, care scoate stuful din mijlocul lacului, deci de pe toată suprafața. Este un excavator putitor cu un braț foarte lung, care practic scoate stuful cu rădăcinile lui de pe tot luciul apei și îl pune pe mal, după care firma constructoare ridică și îl duce la rampa de gunoi. Din cauza perioadei de pauză, lucrările de amenajare a lacului Curiacul se vor încheia în cursul anului următor.